Pentru Capricorni, aceste planete sunt chiar în, și Jupiter e chiar în zodia lor, și zice că personalitatea lor e cea care înflorește în acest an. Prin faptul că se dezvoltă, se cunosc mai bine, deja sunt într-un proces de 2 ani de autoanaliză și autoevaluare. Și după acest destul de chinuitor proces, care se întâmplă la 30 de ani de autoevaluare, vine Jupiter și spune: indiferent care sunt rezultatele, indiferent ce părere ai despre tine, ce ai făcut bine și ce ai făcut rău, e bilanțul tău, tu îl știi. Dar cu ce ai acum valoros, poți să mergi mai departe și să faci niște lucruri extraordinare. Totul este să recunoști că statusul tău în acest moment este ăsta. Că ceea ce ești tu în acest moment e asta. Că ceea ce vrei tu pentru tine în acest moment este asta. Și cu asta pornești mai departe. Nu mai ascunde, nu mai mima, nu mai încerca să-i mulțumești pe alții. Nu-ți mai fie teamă de părerea altora, de bătrânețe, de faptul că e prea târziu, de regrete. Fă lucruri mari cu ce ai acum la dispoziție, din tot ce ai trăit până acum și cu tot ce ai acumulat până acum. Și cumva pot avea în decembrie, ianuarie, februarie, martie, niște luni de revelații, pur și simplu interioare, care pot duce la decizii extraordinare despre viața lor și cum vor ei să trăiască viața. Iar schimbările pe care le pot face sunt absolut uluitoare. Foarte mulți capricori pur și simplu ne vor ului. Pleacă în străinătate, abandonează serviciu, nu știu, încep să construiască iahturi, să își facă fermă la țară. Ne vor ului în tot cazul. Poate mulți se vor întoarce la niște pasiuni de tinerețe. Iar unii au curajul să devină părinți.